Imaginația românului nu cunoaște limite nici în vremuri de criză. Ieri seara au fost cozi interminabile în stațiile de alimentare cu carburanți, iar unii șoferi au cumpărat și mii de litri. Un bărbat care deținea o dubă a deschis ușile din spate și a încărcat motorina în tomberoanele de gunoi. O filmare postată pe Facebook a devenit virală. Este vorba despre un șofer din Arad care a cumpărat motorină în pubele de gunoi. Potrivit utilizatorului care a postat, bărbatul a umplut pubelele de gunoi, fiecare având o capacitate de 360 de litri. A fost haos ieri în toată țara după ce șoferii s-au îngrămădit să-și facă stocuri de benzină sau motorină de teamă că în următoarele zile prețurile ar putea depăși 11 lei pe litru. Imagini incredibile au fost surprinse aseară în toată țara. La stațiile de carburant, unde românii au încercat să-și facă rezerve de motorină în tot ce au considerat că pot pune, de la bidoane de sticlă cât mai mari la damigene de sticlă pentru vin. Un român din Slatina a fost filmat în timp ce umple cu combustibil un container de 1000 de litri. Ceilalți șoferi de la coadă au început să strige la el și să-l claxoneze, dar bărbatul a rămas nepăsător și a continuat să pună motorină în recipient. Isteria ar fi pornit după ce proprietarul unei benzinării din Beiuș a vândut miercuri benzina cu 11 lei litru. Acesta a declarat că a fost nevoit să pună acest preț după ce ar fi cumpărat un lot de combustibil foarte scump.